Oana Radu a vorbit deschis despre trauma prin care a trecut în urmă cu câțiva ani de zile, atunci când fostul său partener a murit. Cântăreața a trecut prin momente grele și a avut nevoie de mult timp și ajutor să-și revină. Fostul său partener a fost incendiat de către un vecin în scara blocului. Din păcate, arsurile i-au adus acestuia moartea. În urma celor întâmplate, Oana Radu a fost judecată de către mulți oameni care au considerat că artista nu a suferit după fostul său partener și că a trecut prea repede peste întreaga tragedie. Moartea lui Alin pentru mine este un capitol pe care nu o să-l uit niciodată. Nimeni nu o să știe niciodată de câte ori am fost la mormântul lui singură. Pentru că nu o să mă păzesc și nu o să mă postez pe Facebook, cum probabil se așteaptă lumea să fac. Nu sunt genul de persoană care să jilească în public sau să jilesc la mormântări, pentru că nu asta înseamnă durerea. Eu sunt sigură că Alin este împăcat cu tot ceea ce fac, pentru că el știe foarte bine ce a fost între noi. Lumea se aștepta să mă sinucid în groapă. La asta se așteptau. Nu putem să ne imaginăm cât de dureroasă este treaba asta pentru un părinte, nu vreau să-mi imaginez. Și sunt sigură că oamenii își puneau întrebări, de ce i s-a întâmplat copilului meu și nu i s-a întâmplat ei. Eu nu pot să plâng așa la comandă, eu în ziua mormântării am fost paralizată emoțional. Dacă atunci cădeau meteorii și toți fugeau, eu rămâneam așa acolo. Nu aveam putere de reacție, eram șocată. Eram șocată că un om pe care îl știi nu mai este dintr-o prostie, a declarat Oana Radu în cadrul emisiunii În Oglindă. Oana Radu a povestit că în toată această perioadă de coșmar, pe lângă suferința prin care trecea, a primit tot felul de mesaje dure și amenințări care au pus-o la pământ. Mai mult, aceasta a rămas cu numeroase datorii, a intrat în depresie și a început să adune din nou kilograme în plus. Artista a avut nevoie de mult timp pentru a-și reveni și de mult ajutor pe care l-a primit din partea actualului soț. Acesta a adus o rază de speranță în viața ei și i-a dat putere să meargă mai departe. Nu vreau să fie nimeni de acord cu mine, oricum pe mine oamenii m-au judecat mereu sincer. Nu-mi pasă. Am primit comentarii, sper să mori, sper să iei și tu foc, sper că o să-ți moară și ție copilul. Oamenii m-au făcut praf. Încă n-am murit, n-am crăpat. Am rămas datoare după relația precedentă. Veneau datoriile din împrumuturile noastre. Era vina mea, nu era vina lui Alin. Dar aici, cumva, era ideea că era foarte important să ai un partener în general, spun, să tragă la aceeași căruță. Cătălin pentru mine a fost salvarea vieții mele. Toată viața mea o să-i mulțumesc, a spus Oana Radu.